Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Bătrână din Bumbejiu la un pas să-și piardă viața. Moțiune împotriva lui Popa. Spectacol pentru doamne la Rovinari. O femeie din Bumbejiu a ajuns de urgență la spital după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări. Cei care au solicitat sprijinul pompierilor au fost vecinii acesteia. Odată ajunși la fața locului, reprezentanții SU au găsit femeia în vârstă de 73 de ani intoxicată cu fumul dens din locuință. Din fericire, flăcările nu s-au extins și la celelalte apartamente din bloc. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament în localitatea Bumbejiu. La fața locului s-a deplasat o autospecială de lucru cu apă și spumă din cadrul gărzii de intervenție Bumbejiu, care echipaj a constatat că incendiul se manifesta la apartamentul situat la parterul construcției cu mari degajări de fum. A fost evacuată o persoană de sex feminin în vârstă de 73 de ani intoxicată cu fum, dar în stare de conștiință. Salvatorii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, victima fiind preluată de către un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj și transportată la o unitate de primiri urgențe a spitalului din Bumbejiu. Cauza probabilă a incendiului este efectul termic, un aparat de gătit defect au amplasat toate de materiale combustibile. În perioada rece, aparatele de încălzire reprezintă un real pericol pentru cetățenii. Reprezentanții Transloc Târgu Jiu împreună cu o echipă a poliției locale au desfășurat o acțiune de verificare în troleele din municipiu. În doar o zi au fost depistați 10 de târgujeni fără bilet. Mulți dintre cei care au fost prinși călătorind clandestin sunt elevi. Într-o singură zi, controlorii au aplicat amenzi în valoare de 540 de lei. Au fost întocmite și procese verbale în cuantum de 250 de lei. Controlorul meu a constatat în mijloacele de transport că a fost călător fără bilete și a dat amenzi în valoare de 540 de lei, plus cei care nu au plătit amenda de 20 de lei, biletul de suprataxă, poliția locală le-a întocmit procese verbale de 250 de lei. Directorul de la Transloc s-a declarat dezamăgit de faptul că majoritatea dintre cei care au fost prinși în off-site sunt elevi. Ponderea mare, elevi. Și nu înțeleg de ce, pentru faptul că dumnealor beneficiază de o facilitate a Consiliului Local. Contravaloarea abonamentului lunar pentru un elev este 50% din contravaloarea unui abonament normal. Deci chiar dacă e la jumătate, nu își cumpără abonament. Da. Mă doare faptul că văd că ponderea mare sunt elevii și copiii. Mă doare, ca și părinte. Dar asta este. Trebuie să se înțeleagă că în mijloacele de transport în comun se circulă cu legitimații de călătorie. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare. Complexul energetic Oltenia va avea profit și în 2018. Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Elbosa, a anunțat că potrivit proiecției bugetare, profitul propus este de 50 de milioane de lei net. Numărul mare de investitori sosiți în ultima perioadă în municipiu au dus la scăderea ratei șomajului. În luna decembrie anului trecut, rata șomajului a fost de 6,32%, corespunzătoare unui număr de 8600 de șomeri. Registrăm cea mai mică rata șomajului din ultimii 10 ani. Ultima rata șomajului a tot așa mai mică s-a înregistrat în decembrie 2007, când rata șomajului a fost de 5,5%. Iată că prin investițiile care s-au făcut, prin investitorii care au deschis afaceri în județul Gorj și după cum se preconizează să mai vină investitori, e un lucru îmbucurător și cu siguranță că numărul șomerilor și implicit rata șomajului vor scădea. Cei 7517 șomeri înregistrați pot consulta oferta de locuri de muncă vacante postată pe site-ul AJFM și actualizată zilnic. La nivelul județului Gorj, la ora actuală, rata șomajului este de 5,53%, corespunzătoare unui număr de 7517 de șomeri, fiind considerată cea mai mică rata șomajului din ultimii 10 ani.
Solicitarea a fost făcută de către prefectul județului Ciprian Florescu. Atunci când apar astfel de fenomene de îngheț accelerat, țurțurii pot să pună viața cetățenilor în pericol sau integritatea fizică, mai cu seamă că vedeți și noastră începe să se încălzească. Numărul mare de investitori sosiți în ultima perioadă în municipiu au dus la scăderea ratei șomajului. În luna decembrie anului trecut, rata șomajului a fost de 6,32%, corespunzătoare unui număr de 8.600 de șomeri. Înregistrăm cea mai mică rata șomajului din ultimii 10 ani. Ultima rata șomajului a tot așa mai mică s-a înregistrat în decembrie 2007, când rata șomajului a fost de 5,5%. Iată că prin investițiile care s-au făcut, prin investitorii care au deschis afaceri în județul Gorj și după cum se preconizează să mai vină investitori, e un lucru îmbucurător și cu siguranță că numărul șomerilor și implicit rata șomajului vor scădea. Cei 7.517 șomeri înregistrați pot consulta oferta de locuri de muncă vacante postată pe site-ul AJFM și actualizată zilnic. Pompierii au fost solicitați să intervină în zona centrală la clădirea prefecturii Gorj în vecinătate pentru a înlătura țurțurii de gheață formați la mare înălțime care amenințau să cadă pe trotuar, punând în pericol viața trecătorilor. Pompierii au acționat cu ajutorul autoscării mecanice și a mijloacelor din dotare. Solicitarea a fost făcută de către prefectul județului Ciprian Florescu. Atunci când apar astfel de fenomene de îngheț accelerat, țurțurii pot să pună viața cetățenilor în pericol sau integritatea fizică, mai cu seamă că vedeți și dumneavoastră începe să se încălzească. Dar pe calea asta vreau să le mulțumesc celor de la ISU Gorj pentru că au răspuns solicitării mele imediat și sper ca fiecare instituție să facă același lucru pentru că e important ca tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru să nu afecteze viața cetățenilor. Îndepărtarea țurțurilor este obligația proprietarilor de imobile, însă în situația în care clădirea este foarte înaltă și nu se poate ajunge la țurțuri, decât cu tehnica din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, poate interveni și personalul ISU. Sporul natural a rămas negativ, ba chiar s-a accentuat. Prin urmare, Gorjul se confruntă cu o prăbușire a numărului de nou-născuți, populația fiind într-o continuă scădere. Potrivit Direcției Județene de Statistică, evoluția fenomenelor demografice înregistrate în județul nostru în luna decembrie 2017 arată că rata deceselor depășește cu mult pe cea a nașterilor. În luna decembrie 2017 în județul Gorj s-au înregistrat 203 născuți vii, mai puțin cu 15 născuți vii decât în luna noiembrie 2017. Numărul născuților vii în luna decembrie 2017 a scăzut cu 19 născuți față de luna corespunzătoare a anului precedent. La decese, numărul deceselor înregistrate în luna decembrie 2017 a fost de 340 de persoane, mai mult cu 30 de cazuri față de luna precedentă și mai puțin cu 75 de cazuri față de luna decembrie 2016. În luna decembrie 2017 s-a înregistrat un spor natural negativ, excedentul numărului de decedați față de numărul născuților vii fiind de 137 de persoane. Județul Gorj stă mai bine la capitolul căsătorii, însă, din păcate, numărul divorțurilor este în creștere. La oficiile de stare civilă în luna decembrie s-au înregistrat 97 de căsătorii, în creștere cu 16 căsătorii comparativ cu luna precedentă. În luna decembrie s-au înregistrat cu 20 de căsătorii mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2016. La divorțuri avem în luna decembrie 2017 un număr de 84, cu 32 de cazuri mai mult față de luna precedentă și cu doar 7 cazuri mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2016. La nivelul întregii țări, populația a înregistrat un spor negativ de 8.019 persoane în decembrie 2017, în condițiile în care s-a consemnat nașterea 15.127 de copii și decesul a 23.146 de persoane. Deputații PNL au depus zilele trecute în plenul Camerei o moțiune simplă pe educație, intitulată sugestiv Educație România, nu o pesedizați. Prin intermediul acestui document, liberalii vor să tragă un semnal de alarmă asupra stării dezastruoase a sistemului de învățământ, solicitând totodată și demiterea ministrului Valentin Popa.
Una dintre problemele semnalate în moțiune se referă la manualul unic adoptat prin lege pentru fiecare disciplină, care condamnă învățământul să rămână în trecut, cred liberalii. În primul rând, este o prioritate pentru Partidul Național Liberal să militeze pentru renunțarea la manualul unic, această nouă propunere a PSD, pentru că se consideră că prin introducerea unui manual unic se revine la vechile tare ale comunismului și nu se poate oferi o alternativă elevilor. Nu cred că trebuie ca învățământul să rămână încremenit în metehnele trecutului. Prin prezenta moțiune se trag semnale de alarmă la nepăsarea cu care este tratată școala românească. Este de asemenea foarte important să tragem semnale de alarmă legat de faptul că printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, și anume numărul 90/2017, s-a modificat costul standard per elev, iar acest lucru va determina închiderea unor școli și comasarea acestora. Nu știm câte școli vor fi închise, ce se va întâmpla cu elevii din acele școli. În general, afectați vor fi elevii care urmează cursurile școlilor din zone izolate, pentru că sunt mai puțini și automat vor fi relocați către alte instituții de învățământ. Și în tot acest timp știți că a fost întrerupt și programul privind microbuzele școlare, deci va fi un colaps și în privința transportului, cum vor fi transportați acești elevi. În proporție de 40%, cheltuielile cu educația în România sunt susținute din buzunarul părinților. Părinții aduc de acasă aproape 15 miliarde de lei anual, în timp ce statul alocă anual doar 3% din PIB pentru educație, bani insuficienți pentru reparații, cretă, manuale, căldură sau transport. Elevii Liceului Tehnologic de la Bârsești vor beneficia în această primăvară de condiții mai bune pentru desfășurarea orelor. Este vorba de un program inițiat de primărie care vizează dotarea cu echipamente pentru procesul didactic. De asemenea, va fi adus și mobilier nou pentru anumite săli de clasă și laboratoare. Liceul Tehnologic de la Bârsești este primul de pe raza municipiului Târgu Jiu care beneficiază în acest început de an de programul privind achiziția obiectelor de mobilier, respectiv a echipamentelor și a accesoriilor pentru computer. Valoarea totală a achiziției va depăși 211.000 de lei și alte unități de învățământ din oraș așteaptă echipamente noi, mai ales că majoritatea își desfășoară activitatea în clădiri vechi, unele nemodernizate. Vești bune pentru bolnavii și medicii din orașul Tismana. Centrul medical de permanență de pe raza localității va fi dotat cu echipament de specialitate în perioada următoare. Este vorba de un proiect care vizează achiziționarea de către primăria mai multor echipamente medicale necesare desfășurării activității în cadrul unității spitalicești respective. Bugetul pentru cumpărarea bunurilor respective este de peste 42.000 de lei. Achiziția este programată în cea de-a doua jumătate a acestei luni. Autoritățile locale din Rovinari au oferit un alt fel de mărțișor anul acesta. Reprezentanții primăriei le-au dăruit doamnelor și domnișoarelor un spectacol folcloric nemaipomenit cu ocazia zilei de 1 martie. Atmosfera a fost întreținută de ansamblul Jiulețul din Rovinari și de interpreții de muzică populară Vlăduța Lupău și Alexandru Brădățan. Ocazia zilei de 1 martie, Consiliul Local și Primăria orașului Rovinari, în colaborare Casa de Cultură și Biblioteca orașului Rovinari, a organizat un spectacol oferind mărțișoare muzicale dăruite de către copiii orașului și de către doi invitați speciali. Este o mare bucurie pentru mine să fiu astăzi într-o zi specială, și anume 1 martie, la Rovinari, mulțumindu-i domnului primar pentru invitație și tuturor celor ce au pus umărul la această frumoasă manifestare. Pentru locuitorii orașului Rovinari, sunt convins că este un moment de bucurie, iar noi cei prezenți în cadrul acestui spectacol dorim din toată inima să transmitem emoție, bucurie și cu siguranță am venit cu mărțișoare muzicale și pe placul gorjenilor. Evenimentul a avut loc la sala de spectacole a Casei de Cultură a orașului, iar recitalul soliștilor de muzică populară le-au încântat pe reprezentantele sexului frumos din localitate.
Ionuț Lupescu, candidat la președinția Federației Române de Fotbal, a fost prezent vineri la Târgu Jiu. Fostul internațional s-a întâlnit la sediul AJF Gorj cu reprezentanții fotbalului din județ, într-o ședință la care au participat președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, și senatorul Florin Cârciumaru. Lupescu a fost însoțit la Târgu Jiu de către colegii săi de generație, Florin Răducioiu și Florin Prunea. Fostul director de la FRF a apreciat că lumea este preocupată de sport în orașul lui Brâncuș. Mă bucur că am văzut că există și din partea oamenilor responsabili în acest județ și oraș o plecare către sport, nu neapărat către fotbal, către sport. Faptul că aveți un stadion care aproape că este gata, am înțeles că nu mai sunt foarte multe lucruri de făcut la el. Faptul că am văzut că și domn profesor la atletism este satisfăcut cum decurge investiția în sportul din acest județ, îmi dă și mie speranțe că ceea ce îmi doresc eu în fotbal românesc și în sportul românesc se poate face. În sensul că oameni care au o putere decizională să-i atragem către sport. Lupescu a vorbit și despre situația pandurilor și speră ca echipa Faniona Gorjului să evite falimentul. Oricine și orice se poate reconstrui. Trebuie numai să existe voință, să ai pasiune și e păcat că acum când aveți un stadion frumos să nu fie echipă. Sunt sigur că până la urmă, mai devreme sau mai târziu, cu sprijinul autorităților, cu sprijinul oamenilor din toată zona și poate chiar și firme care doresc să se investească, se va găsi o soluție, pentru că e păcat. Fotbalul românesc are nevoie de Târgu Jiu, de zona Târgu Jiu. Președintele AJF Gorj, Mihai Pronariu, a dezvăluit că îl recomandă pe Ionuț Lupescu la șefia FRF. Cunosc pe Ionuț de foarte mult timp și știu ce capacitate, deci în afara faptului că suntem prieteni, eu știu ce competență. Cele mai mari investiții în asociațiile județene de fotbal s-au făcut pe proiectele lui Ionuț, când Ionuț era director general în Federația Română de Fotbal. De atunci nu s-a mai făcut nimic. A renunțat la un post bine plătit la UEFA să vină în România, la insistențele și unora dintre noi, să redea fotbalului, fotbaliștilor și oamenilor de fotbal, lucrul ăsta, eu cred că sunt întrebări la care răspunsurile n-au valoarea întrebărilor. Deci îl cunosc, știu ce poate, sunt fan Ionuț Lupescu și îmi place ceea ce am construit într-o perioadă cât el a activat în Federația Română de Fotbal împreună. Lupescu are 49 de ani, 74 de partide la echipa națională și a fost vreme de 6 ani directorul FRF. În anul 2011 acesta a plecat la UEFA și a ajuns până în funcția de director tehnic, post din care a demisionat ca să poată candida la alegerile FRF. Pugilistul gorjan Alexandru Gaproveanu nu va boxa pentru un titlu mondial în Târgu Jiu. Deși meciul lui Gaproveanu pentru o centură internațională era în cărți, gala nu va mai avea loc din lipsa fondurilor. Autoritățile locale au îmbrățișat la început ideea unui astfel de eveniment, viceprimarul Aurel Popescu fiind cel care a purtat discuții cu boxerul pentru gală. Până la urmă, marele meci ar putea avea loc la Craiova sau Vâlcea. Confruntarea trebuie să se desfășoare până la sfârșitul lunii mai. Momentan nu știu nimic ce se întâmplă aici și managerul meu cred că nu s-a înțeles cu autoritățile locale și eu zic că o să o facem gala, dacă nu la Târgu Jiu, o să o facem în Oltenia. Eu sunt Olten până la urmă, până la sfârșitul lui mai putem să boxăm pentru titlul mondial, până atunci este centura ținută. Dacă nu boxez până la sfârșitul mai, pierd dreptul de a boxa pentru această centură și trebuie să facem așa fel încât să boxăm. Gaproveanu nu exclude însă varianta de a boxa în cele din urmă în orașul natal și spune că autoritățile locale au făcut tot ce se putea. Eu cred că au făcut tot posibilul să ne ajute. Dar nu știu de ce nu a ieșit nimic. Pe viitor, poate vor și o colaborare. Pugilistul Alex Gaproveanu are un palmares impresionant. 11 meciuri din 11 câștigate, din care 10 prin knockout. Nici o partidă nu s-a disputat în țară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Cerea și vă mulțumesc pentru atenție.